bun găsit, stimați prieteni, bun regăsit, de fapt, iată din nou față în față după o pauză numită concediu, vacanță, spuneți cum vreți. Am bucuria ca să reîncep emisiunile Luminile Spiritului cu o nouă ediție consacrată teatrului, așadar despre teatru cu regizorul Adrian Roman, nu în alta și director, manager al Teatrului Anton Pan din Râmnicu Vâlcea. Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru vizită și pentru ocazia unei discuții care sper să fie interesante. Da, ca de obicei nepregătită, așadar s-a creat cea mai importantă condiție ca discuția să fie atractivă. Înainte de vacanță, ultima emisiune făcută împreună, discutam despre vacanța actorilor și a teatrului. Dacă tot am trecut așa peste perioada asta, haideți să povestim ce a fost în vacanță. Vacanța într-un teatru e puțin altfel decât vacanța în alte instituții. Normal, e nevoie de o pauză și psihică pentru reîncărcare, pentru că actorii care intră în personaje și joacă și au nevoie de un tip de detașare, pentru ca în toamnă, odată cu reînodarea anului teatral, printr-o nouă stagiune, să aibă energiile setate, resetate, reîmprospătate. Dar niciodată vacanța într-un teatru nu este o vacanță absolută, nu se închide teatru și lumea pleacă. Iar dacă este să vorbim de Teatrul Anton Pan, a fost o vacanță marcată de prezența în câteva festivaluri de teatru. La începutul lunii iulie am fost prezenți în Kosovo cu monodrama Medea. Am avut și două prezențe în două festivaluri de teatru de păpuși, unul la Brăila la începutul lui august și unul în, la Pitești la începutul lui septembrie. Am mai fost la Varna, tot cu monodrama Medea, la festivalul Ad Astra și în acest început de septembrie am avut bucuria să fim invitați la un festival, e o gală de fapt, gala tânărului actor Hop, ediția 2016, care a avut loc la Costinești, la Vox Maris. Este o gală de tradiție, o gală în care tinerii actori din ultimii 5 ani, care au absolvit facultățile în ultimii 5 ani, sunt selecționați într-o preselecție care are loc prin luna iunie și cei mai buni dintre ei își demonstrează talentele actoricești pe niște teme libere și teme impuse la această gală. Ce scuze că vă întrerup. Cumva titlul galei are legătură cu statutul acestor actori? Adică e cum să zic, o săritură, ceva de genul ăsta? Exact. Nu? Exact. Hop, asta înseamnă da. Hop, nu sunt inițialele a ceva, ci este un hop. Este primul da. Hop pe care un tânăr actor trebuie să-l treacă, se străduiește să-l treacă și cine îl trece, să spunem că are niște perspective interesante pentru viața artistică. În acest an, tema festivalului a fost Shakespeare, pentru că a fost anul Shakespeare 400 și un motto al acestei gale care l-a avut ca director pe poate cel mai iubit și cunoscut profesor de teatru din România, domnul Micloș Baci de la Cluj, nebun pentru această lume. Nebun, neliniuță, bun. Adică un joc care de cuvinte nu e bun. Exact, pe care pot să brodezi. Și nebun, dar este și nebun. Adică nu este bun pentru această lume. Și tinerii actori au avut teme, monologuri pe colaje din Shakespeare, scene în doi și așa mai departe. Ne-am bucurat
ca spectacolul nostru de mare, mare, mare succes, Ești un animal, Iascoviț, să fie invitat în prima zi a deschis acest festival și ca un exemplu de profesionalism și de țintă unde ar trebui să ajungă tinerii actori. Ne-am bucurat că la acest spectacol i-am avut printre spectatori pe doamna Corina Șuteu, ministrul culturii, pe domnul Victor Ebengiuc, Ion Caramitru, mulți alți oameni de teatru, critici, cronicari, care după au și scris despre performanța noastră. Ne-am bucurat să fim încă o dată prezenți în topul lumii teatrale românești, iar acum, la sfârșit de septembrie, ne îndreptăm spre deschiderea unei noi stagiuni, stagiunea 2016-2017, și cum spuneați că această emisiune este nepregătită, noi pregătim, ca să spunem așa, un spectacol nepregătit. E un debut, o formă de spectacol cum nu s-a mai făcut la Râmnicu Vâlcea, este vorba de un spectacol de improvizație. Aseară i-am găsit deja un nume, că îi căutam un nume, nefiind după un text dramatic. TNT sau TNT, spectacol de improvizație exploziv, provocat, zicem noi, de Mihaela Sârbu. Un spectacol interactiv în care temele vin de la spectatori, iar actorii improvizează și creează teatru în timp real, în funcție de aceste teme pe care le dau spectatorii. Deci, nepregătit, trebuie să fii într-o formă teribilă. Vă dau un scurt exemplu care poate chiar va provoca spectatorii. Este o temă muzicală, se cere un nume de profesie, de pildă grădinar, iar actorii încep să cânte și spun în cântec și în versuri povestea grădinarului pe care o improvizează pe loc. Fiecare continuă povestea de la cel de lângă el și în plus trebuie să găsească și o rimă. Ceea ce este teribil, teribil de greu, dar în același timp provocator și n-are decât să fie un spectacol extrem de viu. Așteptăm cu emoție reacția publicului la această premieră care va avea loc pe 1 octombrie. Trebuie să recunosc faptul că rețeta acestui spectacol, să zic așa, deși în general rețeta unui spectacol se referă la cu totul altceva, rețeta, compoziția, nu știu, blatul tortului, ceva de genul ăsta și întreg ornamentul lui este un amestec exploziv, așa cum spuneați, și inițialele TNT, care vin de la trinitrotoluen, duc cu gândul la reacția care se poate întâmpla și care este o reacție foarte interesantă atunci când actorul, luat pe nepregătite, mai intră și în contact cu spectatorul. Spectator care, să spun, face parte dintr-o masă, mă refer la sală, destul de eclectică până la urmă, și fiecare spectator vine cu personalitatea lui, care trebuie să se armonizeze, de fapt nu ea, ci personalitatea actorului și talentul lui trebuie să se armonizeze cu personalitatea spectatorului. Pe spectatorul îl interesează mai puțin să joace. Da, dar în momentul în care simte că face parte, intră în spectacol și că are un rol, chiar fără să joace, îi crește și lui miza. Și tot ce se întâmplă în acest spațiu de repetiții, ne aflăm iarăși într-un spațiu de repetiții, este de a antrena actorii pentru acest gen de spectacol, pentru a fi totuși pregătiți pentru recunoscut. Nu poți să faci un spectacol de tipul ăsta fără ca actorii să fie pregătiți ca tip de exercițiu. Dar acesta este teatru de improvizație și trebuie să spun că nu toți actorii pot face acest lucru. Nu orice actor poate să construiască o poveste coerentă spunându-i un cuvânt și el să o construiască. Deci sunt actori și actori.
mulți actori refuză genul ăsta de spectacol pentru că e o expunere extraordinară, adică te poți face de râs teribil. Dacă nu ai una din calitățile importante ale actorului, care este spontaneitatea. Fără spontaneitate e pe undeva greu să creezi teatru de valoare. Teatrul acela foarte meticulos, foarte atent construit, se poate risipi foarte repede. S-au întâlnit în istoria teatrului, s-ar putea să fie retorică întrebarea mea, actorii de mare excepție, de mare talent, care nu aveau darul improvizației, al spontaneității? Evident, evident, dar ar trebui să spun ceva, că aceste lucruri nu s-au inventat acum, iar tradiția improvizației vine dintr-o formă mai veche de teatru, de teatru medieval și care poartă numele de comedia dell'arte, în care trupele de actori aveau niște personaje fixe, dottore, capitano, arlecchino și așa mai departe, dar ele itinerau, umblau din orășel în orășel și înainte de a începe spectacolul, ei se informau care sunt temele locului, cum e cu primarul, are o amantă, n-are și așa mai departe. Castelanul, castelana. Exact, creau un spectacol pe temele acelui loc, pentru că altfel nu-i prindeau pe spectator. Dacă făceau așa un spectacol în general, nu-i prindeau. Dacă spectatorii își dădeau seama că spectacolul este despre ei și despre locul lor, imediat reacționau. Deci de acolo a plecat această tradiție a spectacolului improvizat și iată că ea există în aceste forme în zilele noastre. Da. În timp ce vorbeați despre comedia dell'arte și teatrul de stradă, să zicem așa, mă gândeam dacă astăzi, în condițiile forfotitoare ale străzii, s-ar putea face, nu teatrul de stradă, am văzut asemenea spectacole, dar astea îmbinate cu o spontaneitate specială, așa, să apară undeva într-un colț de stradă, într-o piațetă, în ceva, ceea ce numim flash mob. Ceea ce spuneați în forfoteala străzii, permiteți o mică paranteză, știți, da. Eu văd mai mult forfoteala mașinilor de pe stradă, pentru că străzile, cel puțin în București, dar și la Râmnicu-Vâlcea, par tot mai sărace oameni. Toți oamenii merg în mașini. Da. Deci ar trebui să facem, cum au niște filme, un fel de spectacole drive-in, adică în care vii cu mașina, parchezi mașina și te uiți pe geam ce joacă. Da, 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 da. Lumea nu prea mai știe să meargă pe jos și mie îmi revin mereu imaginile pe care le văd și pe Facebook din vechiul București cu forfoteala de care spuneți de pe Calea Victoriei, da, în care lumea ieșea și de pe trotuare și mașina se strecura. Acum este exact invers. Da. Și la un moment dat se puseseră pe Calea Victoriei niște semne de circulație pentru pietoni. Pe un trotuar spunea pietonii circulă doar în acest sens. Deci te duceai pe un trotuar într-un sens, te întorci. Altfel nu puteai să mergi din cauza forfotelii. Acum vedeți, forfoteala asta e, nu știu, legată de talk show-uri, a dispărut apetența pentru și dorința chiar de a fi surprins de un act teatral care apare la colțul străzii. Da. Spuneați mai devreme că printre spectatorii festivalului Hop au fost mari actori precum Rebenjuc și Caramitru. Mai ales că, sigur, spectacolul dumneavoastră a fost primul, am înțeles. Da. Cum credeți sau ce credeți că se petrece în sufletul tânărului actor, chiar dacă are oarecare experiență, atunci când joacă în fața unor nume mari ale scenei, poate chiar și în situația în care aceste nume mari au fost, eu știu, dascăli, cumva.
Sigur că este e un strat de emoție suplimentar care se adaugă straturilor legate de spectacolul propriu-zis și de fiecare dată acest tip de emoție pe un actor bun îl motivează, îl potențează să scoată din el, să arate ce este mai bun. Deci e un lucru bun, pentru că miza unui spectacol este dată de cele mai multe ori și de miza calității și nivelului spectatorilor. Adică contează pentru cine joci, contează dacă joci în fața unor tineri, de pildă, care sunt poate pentru prima oară la teatru și n-au mai văzut, nu știu cum este la teatru, și alta este când joci în fața unor oameni care au văzut zeci, sute, ba chiar au jucat în aceste spectacole și văd cu ochii unui specialist și te pot diseca cu atenție și a te expune. La fel și criticii care văd și văd sute, mii de spectacole, unii dintre ei. Deci, durația crește, intensitatea crește și de cele mai multe ori calitatea spectacolului crește. Dacă și spațiu permite, pentru că spațiul de la Costinești nu a fost exact spațiul nostru de aici, a fost un spațiu creat și care a fost folosit pentru prima oară în această toamnă, dar a fost un spațiu interesant, bun și chiar și apropierea mării generează niște energii suplimentare. Da. Chiar mă gândeam în timp ce povesteați de treaba asta legată de prezența cuiva important, să zicem, atunci când tânărul actor trebuie să se producă pe scenă și el știe în același timp că în sală undeva, poate nu-l vede, este maestru, ca să zic așa. Mă gândeam ce ar fi, așa, într-un soi de farsă, ca la un moment dat actorii care intră în spectacol să știe că în sală sosit Rebenjuc, să zicem, chiar dacă ei nu-l văd, la un moment dat, să știe că e acolo undeva și el nu este. Ar fi o situație inedită, dar, în fine, trecând peste sinusoidele minții mele, ce reacție au avut acești mari actori ai scenei românești față de, și de spectacolul dumneavoastră și de restul festivalului? Cum l-au primit? Spectacolul nostru a fost foarte bine primit și deși e o tendință acum în România în principal ca spectatorii să ridice în picioare la sfârșit și să aplaude, lucru care nu este normal, decât în cazuri cu totul și cu totul excepționale. Și rău este că de multe ori lumea se ridică în picioare și la spectacole foarte proaste. Și există o contratendință. Andrei Șerban, într-un spectacol pe care l-a făcut la Teatrul Bulandra cu vreo 2 ani, la aplauze, actorii chiar au venit cu niște pancarte de carton pe care scria mare: nu vă ridicați în picioare la aplauze. Adică o reeducare, într-un fel, a publicului. Revenind aici, trebuie să spun că, de pildă, una din cele mai dure cronicărese de teatru, doamna Ileana Lucaciu, care n-are milă, ca să spun așa, a fost persoana care s-a ridicat în picioare și a aplaudat în picioare spectacolul nostru, după care a scris pe blogul domniei sale o cronică extraordinară. La fel, în revista teatrală online Ioric a apărut un comentariu extraordinar despre acest spectacol. Le-a plăcut, ne bucurăm că le-a plăcut și sperăm să mai facem și alte spectacole și să-i mai putem avea și spectatori. Pentru că domnul Victor Rebenjuc a fost chiar președintele juriului de la acest festival, despre care poate vom mai vorbi. Siguranță. Dacă ați dezvăluit acest lucru, e un lucru de discutat. Spectatori au fost?
La Costinești, la oameni de pe stradă, să zicem, la turiști. Acest festival, această gală hop, are o trăsătură aparte. Cine cunoaște cum este Vox Maris, Vox Maris este un oraș într-un oraș, deci el este o enclavă cu căsuțe, cu piscine, cu alei, cu restaurante, cu spații de întâlnire, cu sală de spectacole, în care se adună pentru 4 zile mare parte din lumea teatrală românească, fiind actori, coregrafi, muzicieni, directori de teatre, cronicari, critici și așa mai departe. Foști participanți în galele hop. Deci, în principal, este o lume închisă, care s-a deschis anul acesta prin transmiterea online a festivalului. Deci au fost 4 camere de luat vedere care au luat în permanență imagini și au avut o audiență foarte bună. Deci, într-un fel, este o lume închisă care este acolo și care ocupă toate locurile, nu prea mai are altcineva loc să intre în sală din Costinești și nici turiști, pentru că nu se face o publicitate locală, dar el s-a deschis prin această posibilitate de a fi vizionat online și a avut o vizibilitate extraordinară. Mă gândesc că e un lucru bun atât timp cât actorii scapă într-un fel de presiunea spectatorului obișnuit, da, care are o anume, să zicem, percepție față de un spectacol sau de altul. Și e un soi de simpozion în familie, ca să spun așa, care poate să potențeze nu numai jocul de pe scenă, ci și experiența și a actorului și a regizorului. Pentru că acest simpozion, așa cu ghilimele de rigoare, ar trebui să aibă în mintea mea și niște discuții constructive după spectacol. Adică nu jucăm și după aceea, nu știu, mergem la masă sau la plajă sau ceva de genul ăsta. Programul a fost foarte complex și dacă vom avea timp, vă voi spune. Pentru că el începea de la ora 7 dimineața pentru tinerii actori participanți, cei 30 de actori, pe plajă, la răsăritul soarelui, cu exerciții de mișcare și se termina până pe la ora 1-2 noaptea cu discuții, cu un loc care se numea Meeting Point, se discuta chiar și până la 5 dimineața și se făceau planuri și se... Deci a fost un program extrem, extrem de plin. Ei, în afara faptului că își prezentau munca pe tema Shakespeare, ei au și făcut un spectacol în paralel, deci a fost un workshop în care era un spectacol de cântec, mișcare, cu regie, deci s-a lucrat extrem, extrem, extrem de intens și a fost un meeting point, un loc de întâlnire al lumii artistice, care să judece atât tinerii actori și indirect, prin ei, eu așa văd, și școlile de teatru, pentru că n-ai cum să nu judeci și aceste rezultate, ei reprezintă niște rezultate a școlii de teatru, ale școlilor de teatru, care în principal și poate din păcate au fost doar 2. Sunt multe școli de teatru în România, dar chiar prea multe, după părerea mea, dar jocurile se fac, meciul este de fapt între 2 echipe, echipa din București și echipa de la Cluj, în care rar mai intervine câte cineva, a intervenit un spectacol... Da. Nu, e vorba de școli. De școlile de teatru. Da. Nu vorbesc de teatru, de școli de teatru și mai apare, cum a fost anul acesta, un mic spectacol de grup de la Iași, de la Academia de Teatru și Muzică George Enescu din Iași. Dar celelalte școli de teatru sunt total absente și au fost la toate galele. Trebuie să încheiem aici prima parte a discuției noastre. Cu siguranță vom continua partea a doua, tot cu școlile de teatru. Așadar, pauză pentru publicitate. Muzica.
iată, la partea a doua a spectacolului nostru, cu ghilimele, azi zice, suntem în scena a doua, am pus cumva și câteva elemente pe spate, să zic așa, trebuie să devoalez telespectatorilor faptul că spațiul în care facem această emisiune este dedicat unor repetiții, chiar făceați câteva precizări în prima parte a emisiunii. Cam așa le-am găsit obiectele când am venit și în timp ce se desfășura filmarea la partea întâi, mi-am dat seama că spațiul e cam gol. Și am zis, hai să punem la loc toate acele elemente ca să nu numai ca să umplem spațiu, să-i dăm un pic de viață pentru ceea ce încercăm să povestim. Am încheiat prima parte cu câteva lucruri despre școlile de teatru din România. E un lucru foarte interesant pentru că omul obișnuit își închipuie așa că există un institut, să spunem, de o facultate, hai să spunem mai profan, Nițel, de teatru și că de obicei e în București, deși știu că mai există și prin țară, Cluj, Timișoara, cel puțin, mai fi și alte facultăți de teatru. Așa, pe lângă aceste facultăți de teatru din țară și din București, evident, se formează aceste școli sau spuneați la un dat că putem vorbi de două în principal, dar sunt și altele. Sunt mai multe și fiecare este organizat altfel. Înainte de 90 erau în România doar două institute superioare de teatru. Era la București și la Târgu Mureș. Acestea erau singurele. La București era IATC, Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Ile Caragiale, care pregătea actorii, regizori, dar și operatori și în zona cinematografiei și televiziunii. Doar în București se pregăteau. Iar la Târgu Mureș erau secția română și secția maghiară doar pentru actori. Acum sunt școli de teatru, sper să nu sar niciuna, și la Cluj, la Timișoara, la Craiova, la Constanța, la Galați, la Iași, Sibiu și, evident, Târgu Mureș și București. Sunt foarte multe. Doar cele de la București și Târgu Mureș sunt universități dedicate artei teatrale sau cinematografiei, cum este la București. Restul sunt facultăți sau secții ale unor facultăți, cum e la Craiova, pe lângă Facultatea de Litere. La Iași este Academia de Teatru și Muzică. Deci în fiecare oraș unde există un centru teatral, el este organizat oarecum altfel. Și doar la Cluj se mai face și pe lângă teatru și film și televiziune. Deci fiecare este organizat altfel. A fost o tendință la un moment dat de a crea, la un moment dat chiar și în Râmnicu Vâlcea s-a dorit Goange Marinescu să facă o secție, o facultate de teatru. Deja cred că era prea mult pentru că, iată, se creează o situație anormală despre care s-a vorbit și la Costinești. Sunt foarte mulți actori. Domnul Caramitru a spus că sunt aproximativ 4.000 de actori care nu au angajament și în fiecare an termină aproximativ 300. N-au unde să joace, adică teatrele, câte locuri și-ar mai suplimenta, n-au cum să absoarbă acest număr foarte mare de actori. Din cauza asta au apărut în principal în București, în orașele mari și trupe de teatru independent, care joacă în tot felul de spații care au un potențial teatral, ceea ce este foarte bine. Deci este acest teatru care se numește independent,
Și se discută mult de teatru instituționalizat, teatru de stat și teatru independent, unde e mai bine, unde e mai rău, ce face unul, ce face altul, cum se pot reforma, cum e cu banii, de ce iau bani, de ce ei n-au bani și așa mai departe. Sunt multe discuții pe această temă și se creează o presiune, pentru că apar fiecare an noi generații de actori cu dorul de a juca, cu dorința de a juca. Nu toți au aceleași posibilități, dar locurile se cam blochează și e o presiune care se simte în lumea teatrală. Da. Astăzi de dimineață, înainte de a veni la această înregistrare, citeam undeva pe crolul unei televiziuni de știri că o actriță din Sfântul Gheorghe, dacă am reținut bine, și-a dat foc, nu știu, în fața primăriei, în piața centrală, ceva de genul ăsta, așa, fulgurant, a trecut știrea prin fața mea și mă întrebam ce a determinat-o pe actrița respectivă, făcând acest gest tragic, într-un loc public, bănuiesc că motivul n-a fost personal, n-am reușit să văd pe crol și explicațiile, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că a fost ceva legat de ceea ce spuneați mai înainte, de statutul actorului. Nu mi închipui altceva. Sau, cel puțin așa poate fi logic. Cât de logic, cât de logic putem vorbi într-o asemenea situație? Da, ceea ce spuneți, nu cunosc această știre. Pare a fi un act de extremă disperare. Da, da. Poate profesională, nu personală, ceea ce într-un fel ilustrează tensiunea și presiunea de care vă spuneam și într-o zonă în care sunt oameni cu sensibilitate deosebită, este o zonă a vocației, o zonă a visurilor, o zonă în care visurile neîmplinite pot duce și la astfel de acte disperate. Nu totdeauna însă calitatea și energia unui vis se împletește și cu calitatea și posibilitatea profesională ca un actor să fie foarte bun, dar e inevitabil să apară, adică sper să nu se întâmple. E foarte trist ceea ce îmi spuneți și da, m-a sper ca actrița să fie bine. Dar timpul care este nemilos m-a silit să plec în fața televizorului. Revenind la școli. Aceste școli se formează în jurul unei instituții sau în jurul, hai să spunem, unui maestru, unui guru, nu știu, poate spun prea mult, în jurul unui regizor, să spunem. Nu, sunt pur și simplu instituții unde la actorie fiecare este un profesor care preia o clasă, care are niște asistenți și așa mai departe. Sigur că acest profesor de clasă ar trebui să fie nu numai un profesor care să îndrume profesional ucenicii săi, ci și spiritual și în sensul în care a parcurs și el acest drum. Din cauza asta, pe vremuri când exista mult mai pregnant această idee pe care ați enunțat-o unui profesor guru, pentru că era o mare personalitate a teatrului românesc, te întrebau tu la clasa cui ai terminat și dacă spuneai am terminat la clasa doamnei Olga Tudorache, deja avea niște informații despre tine sau la clasa doamnei Sandamanu și așa mai departe. Din păcate, aceste nume importante ale teatrului românesc s-au retras din școală, au apărut alți actori și din cauza că atenția pe care oamenii și media o acordă teatrului este mult mai scăzută decât înainte, riscăm ca aceste nume să nu fie cunoscute de publicul larg, așa cum erau înainte. E și ceva care ține de degradarea statutului artistului în societatea românescă, care
nu prea mai este așa important cum era înainte. Un artist era respectat, avea o prestanță, avea o voce, un glas, ceea ce spunea era important. Acum, din păcate, lucrurile acestea trec într-o zonă a derizoriului, luptele politice, demagogia, se pare că devin mult mai importante și sufocă temele astea. Teatrul de pe scena politică este mult mai atractiv, din păcate. Da, e atractiv pentru că el captează niște energii. Energia, știți, este constantă. Da. Depinde cum o împarți. Dacă o duci pe toată în zona asta a înghiți talk show-uri peste talk show-uri peste talk show-uri, cum să zic eu, e puțin tragic. Și pentru viața ta ca om. Pentru că, până la urmă, cu ce te hrănești, cam aia ești. Dacă te hrănești cu talk show-uri, cam ăla ești. Da, eu cred, sigur, e o părere absolut personală și nu vreau să mă îndepărtez foarte mult de subiectul discuției noastre, dar cred că masa spectatorilor, pe de-o parte, și actorii aia care sunt pe scenă, nu mă refer neapărat la scena unui teatru, ci scena vieții, să spunem, ca să nu zic cea politică. Deci între cele două mase există o atracție teribilă și se potențează una pe alta. Și în cazul ăsta zilnic pe care îl trăim, la care asistăm, schimbul de senzații este un schimb de senzații minore, care sunt ușor acceptate și cu atât mai potențiabile. Așa este, sunt total de acord, dar vedeți, ca și într-un spectacol de teatru, care, cum bine era denumit de un mare regizor de teatru, Aureliu Maria, care îl numea ca o inginerie a atenției, și aici și politicienii dublați și de mass media știu cum să mențină în permanență interesul spectatorilor, pentru că l-ar putea pierde dacă nu apare o nouă intrigă, o nouă lovitură de teatru, o nouă temă, s-ar pierde. Deci ei au datoria ca, cel puțin în fiecare zi sau săptămână, să apară ca să mențină spectatorii acolo. Iar presa, care a prins cumva esența unei negustorii, să zicem așa, a început de mult să se tabloidizeze și dă titluri de genul senatorul cutare, să zicem, sau ministrul cutare a făcut o declarație uluitoare. Citiți aici și veți vedea ce a spus. E un fragment de informație care îl atrage pe omul simplu și poate nu numai pe el. Iar pe de altă parte, dacă acest canal media, oricare ar fi el, că e de televiziune, de presă scrisă sau, mă rog, mai mult online, din ce în ce mai mult online, parcă radiourile sunt ceva mai serioase. Deci dacă mass media ar pomeni despre un spectacol de teatru, interesul pentru articolul respectiv ar fi și este mult mai scăzut. Da, dar asta uzează... Pentru că, iertați-mă, un spectacol de teatru presupune să-ți pui neuronii în mișcare. Spuneați mai devreme că cineva a spus că e o ingineria atenției. Nu toți oamenii pot fi ingineri, ca să zic așa. Da, e vorba și de alți neuroni, nu numai neuronii ăștia, care devin asaltați zilnic de breaking news. Am văzut la un moment dat o televiziune care din 5 minute găsea câte un alt breaking news, da, care erau niște stupizenii, de fapt. Adică, da, vă dați seama că lupta asta de a menține și a capta interesul unor persoane uzează acele persoane, da, da, le deturnează atenția de la temele importante și nu-și mai dau seama ce e bine, ce e rău, ce e important, ce e mai puțin important, că totul devine... O televiziune stabilește, mă scuzați, ce e important și ce nu tu ca om. Da, da, cred că știu despre care televiziune pomeniți și aș îndrăzni să spun că
amândoi la un loc, habar n-avem ce rating uluitor are acea televiziune. Ceea ce spune mult despre marea masă. Sau, ca să continui ideea, într-un fel, lumea artistică apare, devine interesantă doar în momentul în care a mai murit un actor sau s-a întâmplat ceva spectaculos cu un actor. Deci nu pe o temă, exact, pentru că devine o temă de actualitate. Da, și da. Atât, din păcate. Da, da. A trecut timpul uluitor de repede. Nu să fac un tabloid mic așa în emisiune. Nu părăsiți această emisiune, imediat urmează o prezentare de carte, cum n-ați mai văzut. Așa. Spuneam puțin mai devreme că o să vorbim și despre Rebenciuc și despre alte lucruri. Iată că atunci când subiectul e foarte atractiv, timpul trece foarte repede și ne dă seama mai greu așa cum trece, dar trecem la uluitoarea prezentare de carte. O să încep prin a spune că toate cărțile pe care le prezentăm acum sunt de la editura Nemira, într-o colecție de excepție, colecția Ioric, dedicată exclusiv teatrului. Și o să încep cu o prezentare mai ușoară. Să zic așa, e vorba de o carte de interviu scrisă de George Banu, Convorbiri teatrale, se numește această carte, hai să zicem și cu un subtitlu, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Toate aceste interviuri din cuprinsul cărții sunt luate în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și îmi permit să dau o citire câtorva nume foarte cunoscute din lumea scenei, cunoscute de mine. Mihai Mănuțiu, Claus Maria Brandauer, Cristian Lupa, Constantin Chiriac, Silviu Purcăreta, Alexandru Dabija, Peter Stein, Pippo Delbano, Jean-Jacques Lemaitre și mai sunt mai mulți. Acum, sigur, o carte de interviuri e o carte de interviuri, dar citind-o atât cât am putut să o citesc, mărturisesc că încerc să fac o prezentare fără a o fi citit până la capăt, dar cât am citit, cred că merită toată atenția, pentru că până și eu am înțeles-o, ca să zic așa, cel puțin partea pe care am citit-o. V-aș invita, fiind vorba nu de altceva decât de domeniul în care trăiți, să zic așa, să adăugați un comentariu la... Este un merit extraordinar al editurii Nemira și colecția aceasta Ioric. E un fenomen care de câțiva ani adună cărți extrem de importante din lumea teatrului care nu existau și într-o prezentare foarte frumoasă și unitară. Este doamna Monica Andronescu, care a fost și ea de față a participat la Gala Hope și chiar a scris un jurnal al acestei Gala Hope. Dânsa are meritul de a coordona aceasta. O parte din texte sunt chiar traduse de Monica Andronescu. Sunt într-adevăr nume importante care, iată, toate aceste nume importante au fost în România, au fost la Sibiu, ceea ce este un lucru esențial. Și aceste discuții purtate de George Banu sau George Banu, pentru că da, el trăiește la Paris și este un tip extraordinar care a vrut și el să fie actor, dar n-a reușit.
Poate se știe sau nu se știe că el și cu Andrei Șerban au fost colegi de clasă la o clasă de actorie. Vreau să fac actori, până când profesorul lor le-a spus: băi, voi nu o să fiți niciodată actori. Tu te duci să faci critică teatrală, tu încearcă la regie. Și așa a apărut un mare regizor și un mare critic de teatral, George Banu. Din faptul că nu au putut să fie actori. Da. George Banu este un autor extraordinar care publică foarte multe cărți și în Franța și în Anglia și ne bucurăm să fie prezent și în România cu aceste nume importante care contribuie la memoria teatrului nostru. Avem legătură cu aceste persoane importante în aerul frumos al festivalului de la Sibiu. Da, o să continuăm cu Thomas Oestermeier, Teatrul și Frica. Sper să stea așa un pic pentru filmare. E ciudată, o să dau și un citat din carte, e ciudată alăturarea celor doi termeni, teatrul și frica. Despre frică spunea un mare autor de literatură science fiction într-o celebră colecție, în Dune, e vorba de Frank Herbert, frica ucide mintea. Lucru cu care putem fi de acord, fără îndoială, cel puțin așa cred, și atunci alăturarea celor două noțiuni este, cel puțin la prima vedere, foarte ciudată. Dar iată ce spune în carte, printre altele, Thomas Oestermeier: teatrul trebuie să se elibereze de dorința de a fi mereu de partea cea bună, trebuie să înfrunte realitatea. El este cel mai vechi mijloc de analiză artistică a lumii în care trăiește ființa umană, menit să exprime receptarea lumii, a realității. Pentru această analiză, el trebuie din când în când să îndure realismul, spunând iar și iar povești despre cruzimea lumii și despre victimele ei. Thomas Oestermeier este un regizor pe care eu îl admir. El a fost numit, nu știu cum e cu concursurile, sunt total diferite, cum ajunge un regizor, manager al unui teatru, este cu totul altfel decât în România, dar el a devenit de la 29 de ani director artistic. Funcția de director artistic este cea mai importantă într-un teatru occidental, ca să spun, ar trebui să fie și la noi, nu o funcție birocratică. La 29 de ani a preluat teatrul Schaubühne din Berlin, care fusese condus mulți ani de un autor care este intervievat aici, și anume Peter Stein, și a transformat, și care căzuse într-o perioadă de criză, l-a revigorat și a devenit unul din cele mai importante teatre din Germania și din lume. Ei au fost prezenți constant în România cu mai multe spectacole în decursul ultimilor ani. Am avut bucuria ca în 2012 să fiu la Berlin, la Schaubühne, la o premieră a lor cu Dușmanul Poporului, un Ibsen, și sunt fermecat de ceea ce face Oestermeier la Berlin și în teatrul pe care îl conduce. Și vorbind de frică, sigur, nu e frica de teatru, este în principal frica noastră de a ne pierde statutul în această lume. El consideră că noi trăim cu o spaimă continuă, că ne pierdem banii, ne pierdem poziția în societate. Aceasta este realitatea care trebuie într-un fel reflectată în teatru, și din cauza asta el a făcut multe spectacole după Ibsen, în care această frică a omului care își pierde poziția socială este extraordinar de puternică. Deci nu e frica de animale sălbatice sau o frică viscerală de cutremure, ci frica că ne pierdem poziția socială sau nu mai ai bani și trebuie să-ți vinzi mașina, trebuie să te muți în altă parte. Asta este frica noastră de astăzi. Frica fundamentală. Exact, asta este. Da. O să încheiem prezentarea de carte de astăzi cu carte mai specială, coordonator John Russell Brown, Istoria Teatrului Universal, o ediție ilustrată. Coordonator înseamnă că mai sunt și alți autori ai bucățelor de istorie din interiorul cărții.
Cred că, nu știu să vă spun, să nu vă spun, această carte, printre altele, are un merit special pentru că are poze. Nu e un lucru decolea, pare ceva banal și rizibil, în general, în contextul care spui despre o carte care are și poze, ai citește-o care are și poze, în fine. Dar pozele astea sunt ilustrații speciale și vin să sprijine foarte mult textul și cred că ăsta este un lucru foarte bun, mai ales că teatrul este, printre altele, și o artă vizuală. Evident, este o carte deosebită, care lipsea din librăriile și bibliotecile românești. Nu s-a mai publicat de mult, s-a editat de mult o carte de istoria teatrului și s-au mai fost, dar puneau accentul în principal pe o istoria teatrului ca scritură, ca dramaturgie, ca text de teatru și mai puțin ca o istorie a spectacolului de teatru, așa cum arată și coperta, este vorba de o istorie a spectacolului de teatru care, iată, se întinde pe aproape, ne vine să credem, 4500 de ani. Da. Ilustrațiile sunt foarte importante pentru că e foarte greu să citești despre teatru grec, să zic, până nu ai câteva imagini să vezi cum arăta un teatru grec, care era raportul între spectator și actor și așa mai departe. Sau despre comedia de l'arte, despre care am pomenit mai... Sigur că da, comedia de l'arte și poți parcurge această carte din imagine în imagine ca să înțelegi istoria teatrului din ilustrații și textul care evident completează ilustrațiile. E o carte esențială de referință pe care o recomand tuturor ca spectator, ca iubitor de teatru și ca profesioniști de teatru. Mai avem? Nu mai avem. Da, mai avem chiar de vorbă, dar asta este, a trecut timpul. Adrian Roman și Ilie Alexandru Cosmescu vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez toate cele bune și să ne revedem cu bine la următoarea emisiune. La revedere!